România mai are o carte de jucat după ce a pierdut cu 2-0 în fața Belgiei. Capătul nu e aici, vă asigur, spune selecționerul Iordănescu. Calificarea se va decide în meciul contra Slovaciei. România pierde cel de-al doilea meci la Euro 2024 cu Belgia. Valoarea individuală a belgienilor a făcut diferența. Jucători precum De Bruyne, Doku sau Lukaku jucând la cel mai înalt nivel. Portarul Niță a avut mai multe intervenții inspirate, însă adversarii au reușit să înscrie de două ori în poarta tricolorilor. Calificarea se va decide în ultima etapă în care România va întâlni Slovacia. Edi Iordănescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a transmis un mesaj pentru suporteri. Trebuie cu toții să ne adunăm. Am plecat foarte bine în grupa asta, cu o victorie categorică. Am creat mult entuziasm, dar hai să vedem cum răspundem și la greu. Asta este întrebarea care ne-o punem și eu știu că în interior o să răspundem bine. Avem nevoie în continuare de solidaritate și avem nevoie de unitate, pentru că suntem încă pe primul loc și la mâna noastră. Am încredere totală în grup și sunt sigur că grupul are toată capacitatea, împreună cu noi toți care suntem alături de ei, ca să facem un joc bun în ultimul meci și să scriem istorie pentru România. Suntem în grafic chiar dacă suntem triști. În ultima etapă din grupă se vor juca România-Slovacia și Belgia-Ucraina, ambele partide fiind programate miercuri 26 iunie de la ora 19.